Salutare și bine ați venit la podcastul Eticheta fără euri, un podcast în care disecăm situații de zi cu zi și încercăm să găsim eticheta din ele. Salutare, Andreea, și salutare, Andrei! Salutare! Ce faceți voi? Sunteți bine? Toate bine. Toate bune aici, din Dubai. Din Dubai, da. E primăvară sau e deja vara acolo? Azi de dimineață toată lumea s-a plâns că nu vedea unde este Dubaiul pentru că s-a lăsat ceața, ceea ce se întâmplă în perioada asta anului destul de des. Și ceața aici este atât de deasă că nu vezi la un metru depărtare. Și vremea nu este roz, așa că nu vă văd foarte bine de aici din Dubai. Înțeles, da. La noi în București în continuare este primăvară. Primăvară rece, aș zice, dar așteptăm vremuri mai bune. Haideți să vedem despre ce vorbim în acest episod. Vorbim despre, vă propun eu, street etiquette în engleză sau eticheta pe stradă. Da. În limba română. Și vreau să vă spun de unde mi-a venit ideea. Ascultam zilele trecute la radio, ascultam pe Lucian Mândruță. Are o emisiune foarte interesantă. Mai mult vorbește lumea decât el, adică oamenii sună la el în emisiune și își dau păreri acolo. Și el mai degrabă moderează. Și avea un subiect de discuție. Este un caz oarecum viral pe social media în care un tip a fost prins că a aruncat un chiștoc de țigară pe stradă și a luat o amendă de 2000 de lei. Bravo! Și prietena lui a fost foarte indignată și a scris pe Facebook că caut asistență juridică și, mă rog, mai multe alte chestii. Bineînțeles, nu ne place să plătim amenzi când facem ceva ilegal sau, în cazul ăsta, când facem mizerie pe stradă. Și am zis, ok, asta este un subiect bun de discuție pentru podcast. Andrei, de exemplu, de nenumărate ori l-a menționat în evenimentele noastre, în trainingurile noastre. Nu-i așa, Andrei? Și la reportaje și peste tot. Dacă ți-mi minte și la Libertatea și la Digi și peste tot. Când aveam ocazia, eu eram omul cu țigările. Adevărul că, bine, o să pornim de la subiectul ăsta cu țigările, pentru că, nu știu, cel puțin în București este destul de deranjant. Adică, uneori mă gândeam dacă ar trebui să filmez și să pun pe Instagram-ul meu sau pe Facebook-ul meu, dar nu sunt chiar acel tip de persoană care să filmeze pe stradă cum fac alții și să dau pe social media. Deși nu zic că n-am să fac niciodată, poate am să fac, dar momentan nu mi se pare ok. Bine, în epoca GDPR-ului s-ar putea să-ți sară în cap, știi? Da, și asta. Dar mă uit în trafic, de exemplu, la ceilalți participanți la trafic, șoferii, cei care fumează mașina. Ok, e mașina omului, face ce vrea în ea. Dar mi se pare grotesc de-a dreptul să arunci pur și simplu chiștocul pe geam fără să-ți pese de nimic. Adică, de ce nu le-ai arunca la fel și în casă? Oare în casă când fumezi, le arunci la fel, așa pe jos, oriunde? De ce pe stradă ai vrea să faci asta? Nu pot să înțeleg. Și eu am mai fumat și am fumat și în mașină de câteva ori, dar nu am aruncat niciodată chiștocul pe geam și mi se pare de-a dreptul oribil și scârbos și nu știu, nu înțeleg cum am putea să oprim acest fenomen de a arunca mizerie pe jos. În emisiunea asta, pe care am ascultat-o, întâmplător, oamenii intrau și spuneau despre diversele măsuri care le iau autoritățile locale în România, în alte orașe din România, dar și din afară. Și cred că în Singapore, dacă nu mă înșel, amenziile erau nu usturătoare, foarte usturătoare, enorme pentru un astfel de gest. Andreea, cum e în Dubai? În Dubai sunt amenzi, iau amenziile foarte în serios. Am înțeles că luna trecută numai au fost amendați 700 de oameni. Amenziile pornesc pe la 500 dirham, din ce știu. Nu numai adică pentru țigări. Adică 500 de lei, nu?
Da. Dirhamul și lei sunt 1 la 1 ca schimb valutar pentru cei care, care nu știu, da. Și pot fi și mai usturătoare de atât în funcție de ce, în ce zonă ești din Dubai. Nu numai pentru țigări, pentru orice. Și pentru mestecat gumă în metrou se dă o amendă. Este o amendă pe care un prieten de-al meu a primit-o acum 9 ani. Că eram în metrou, nici eu n-am știut de, de legea asta. Și se iau foarte în serios. Credeți că au vreun efect aceste amenzi? Adică când le aplică o autoritate? Sau mai degrabă ar trebui să, să combatem fenomenul altfel, în alte metode? E o întrebare foarte bună. Vezi tu, în psihologie, se pare că studiile arată că nu asta ne face să ne schimbăm. Niciun copil nu se schimbă pentru că îi tot spui tu că ce face este rău, ci doar se va piti după colț și va face același lucru. Este natura umană să nu reacționăm foarte bine la o presiune. Și de ce spun asta? Pentru că studiul arăta, au investigat cât de mult au ajutat imaginile de pe pachetele de țigări. Toți le știm, sunt horror. Da. Și sunt horror în ideea că au încercat să facă oamenii să se lase de fumat. Rezultatele n-au fost tocmai promițătoare și au încercat să investigeze de ce. Studiul a fost făcut cumva în spital, unde au pornit o altă promoție ca oamenii să se spele mai mult pe mâini. Și într-un spital din Statele Unite au pus o imagine în care arătau cât de multe boli se pot transmite dacă nu te speli pe mâini înainte să intri în spital sau înainte să intri în sala de operație și arătau imagini horror cu ce se poate întâmpla. Și în alt spital ce au făcut este că au pus deasupra locului unde oamenii își curățau, spălau mâinile și sanitizerul, nu? Cu care te cureți pe mâini în spital, puseseră un counter unde numărau de fiecare dată când cineva se spăla pe mâini, număra și se adunau, făcuseră un număr foarte mare și deasupra spunea că s-am ajuns numărul 2 mondial de cel mai curat spital din lume și cumva promovau atitudinea pozitivă mai degrabă decât să impacteze atitudinea negativă. Adică da, e un gest foarte urât, câteodată și să facem, apropo ce spuneai tu, că aș vrea să fac poză când aruncă cineva pe stradă și să arătăm altora. Nu prea funcționează lucrurile astea în natura umană, dar să promovăm pozitivul se poate. Când oamenii văd că altcineva i-a aplaudat pentru că a ridicat sau a curățat de pe stradă ceva, și noi vrem să fim așa, și noi vrem să fim aplaudați și ne apucăm și noi să fim mai conștienți. S-au apucat acum oamenii de, și se promovează foarte mult pe social media, ceea ce îmi place foarte mult. Și asta puteți să observați și voi ca studiu. Inițial au fost toate campaniile astea negative de ia uite cu... Și toți le vedem cu balenele care sunt moarte pe plaje pentru că foarte mult plastic și imaginile care sunt îngrozitoare și te impactează. Dar nu faci... Tu ca om nu îți dai seama ce aș putea să fac ca să îmbunătățesc situația. Nu iei vreo acțiune. Decât e ca și cum mama... Îți dă cu rica. Da. Dar... Știi ce fac eu când văd așa ceva? Da. Să închid foarte repede postarea asta. Exact. E natura umană. Este, niciodată nu ne responsabilizăm din negativ. Dar au început alte campanii momentan care se întâmplă la nivel mondial și în România sunt convinsă că sunt organizații care încep să posteze lucrurile astea. În fiecare sâmbătă aici în Dubai au început să organizeze, adică tineri care se întâlnesc și fac grupuri și curăță plajele. Adică se duc și își curăță plaja de plastic și se întâlnesc și au început să promoveze pe social media, ia uite ce bine ne distrăm noi curățând plaja. Și au crescut comunitatea, au început să facă comunități în alte țări. Sper că înțelegeți unde duc cu ideea. Adică oamenii cumva reacționează mai bine
la impulsul pozitiv mai degrabă decât la cel negativ. Acum să avem susținerea legii de partea noastră și să amendăm atunci când vedem, este un lucru evident care ajută societatea și vine dintr-o intenție pozitivă. Dar cred că, și asta este strict o părere personală, am văzut o situație, eu personal, în Germania, când eram cu o prietenă româncă care fuma. Și prietena mea româncă a aruncat cumva țigara lângă coșul de gunoi. A picat undeva jos. Acum eu ca prieten n-am putut, nu știam în perioada aia ce să fac, să mă duc și să o ridic de jos și să o pun în coș și ea să se simtă prost sau să mă fac că n-o văd. Ce s-a întâmplat în momentul respectiv, acum ani de zile, în Germania, este că un domn a venit din spate și s-a plecat și a ridicat chiștocul de țigară și l-a pus în coș. Am văzut-o cum s-a înroșit și îi bag mâna în foc că prietena niciodată n-a mai aruncat un chiștoc de țigară pe stradă. Faptul că omul respectiv n-a comentat, n-a zis nimic, dar i-a arătat ce ar fi trebuit să facă, a făcut-o pe ea să se simtă, cred că a impactat-o mult mai mult, să spunem așa. Cred că exemplu pozitiv și faptul că noi suntem acolo și arătăm ce ar trebui să facem, mai degrabă decât să atacăm oamenii, poate să facă o diferență. Da, mi-aduc aminte de niște prieteni care îmi spuneau înainte să merg la facultate, să vezi că în Ardeal și în Sibiu și în alte orașe din Ardeal sunt bătrânii care dacă cumva arunci ceva pe jos îți te bat pe umăr și spun hei, ți-e rușine? Și mie mi s-a părut atâta un moment groaznic să mi se întâmple mie așa ceva. Adică mi-am făcut o imagine în cap până să ajung acolo. Pentru că eu am făcut facultatea în Sibiu și m-am gândit, băi, nu cumva, Doamne ferește, să-mi scape ceva, să-mi facă vreo unu observație pe aici, că intru în pământ de rușine. Și da, sunt de acord, e nevoie de educație. Și la noi se întâmplă evenimente de genul celui care ai zis tu. Există foarte mare Let's Do It Romania sau o acțiune Let's Do It Romania și se adună o dată pe an și fac curățenie în foarte multe locuri și sunt tot felul de alte organizații care fac la fel. Și e foarte mișto. Deci este despre educație. Și dacă este despre educație, cred că ar fi momentul să anunțăm că vom avea un eveniment. Da. Un masterclass chiar. Și cu ocazia asta vin și eu în țară. Oh yeah! Deci toți trei din acest podcast organizăm un masterclass în weekendul 13-14 aprilie în București la Hotel Sheraton. Practic ne întâlnim de sâmbătă dimineață de la ora 9:30 ca să ne bem cafeaua împreună. Începem la ora 10 și terminăm conform programului undeva la ora 5 a doua zi. Dar din experiența noastră s-a terminat mult mai târziu în sensul că la ultimele evenimente am terminat mult mai târziu pentru că oamenii au mai rămas la networking cu noi. Da, cam așa. Și practică. Da, o să avem un super eveniment. Vă anunțăm de pe acum că sunt două zile super interactive, super interesante. Iar la finalul primei zile, adică sâmbătă după amiază, de la ora 6:30 vom avea o cină cu cine se va înscrie la acea cină, o cină demonstrativă cu Andreea, în care ne va arăta cum să dine like a diplomat. Pam, pam. Andreea, pot să rămân și eu acolo? Eu abia aștept să facem demonstrativul da. Ăsta. Ar fi o plăcere să te avem. Zine un pic ce o să se întâmple sâmbătă seara? Păi, sâmbătă seara o să sper vă simțiți cu toții ca niște diplomați.
În principiu, ce să se întâmple și ce sper eu să am parte de la voi este să mă împărtășesc toată experiența mea de 10 ani lucrând cumva în mediul diplomatic și tot ceea ce am învățat de la Protocol School of Washington, inclusiv să vă răspund la toate întrebările legate de feluri de mâncare dificil de mâncat, la diferențe culturale de a cina, la diferențele dintre stilurile oficiale de a cina, american, britanic, francez, continental, care sunt diferențele și în ce stil se cinează dacă ești vreodată invitat la o cină de stat. Wow! Wow, ce interesant! Deci, pentru ca să înțeleagă toată lumea, o să avem un workshop separat după prima zi de masterclass, seara, restaurantul hotelului Sheraton. Este un restaurant foarte, foarte mișto. Vom avea un meniu pregătit de șeful restaurantului. Acum nu știu să spun ce meniu, pentru că nici cred că știu cum se pronunță. Se scrie Dar acolo. eu l-am văzut și nu pot decât să vă spun că arată delicios. Eu nu știu nici să pronunț ce scrie Sunt acolo. foarte încântată. Andreea ne-a Andreea ajutat. deja știe mai multe. Andreea deja l-a vizualizat și vom sta cu toții la o masă. Vom face un demonstrativ, adică Andreea va conduce ostilitățile atunci. Ne va face demonstrativul și apoi rămânem să ne bucurăm de restaurant și de locație și de mâncare. Da. Eu abia aștept. Dacă îmi permiți, Adrian, să adaug și eu o mică contribuție în această mică promovare, aș zice. Dacă și evenimentul ăsta va fi ca toate evenimentele pe care noi le-am făcut și până acum, atunci efectul final va fi ați venit străini, ați plecat prieteni. Și cam asta e ceea ce ne dorim și sperăm că dacă sunteți alături de noi, o să reușim să facem exact chestia asta. Da, așa, asta cred că a fost cea mai interesantă parte a evenimentelor noastre, pentru că petrecând câteva ore bune împreună și, mă rog, cu exercițiile noastre și cu metodele noastre, toată lumea a plecat cu mai multe numere de telefon în agendă și cu, știu că s-au făcut și business-uri după training-urile noastre. Business-uri, gășculițe de girls night out și alte lucruri. Da, exact. Adică aia a fost chiar tare, dacă ții minte, la un eveniment din aprilie anul trecut. S-a făcut o gașcă de vreo 6 fete, care după aia ieșeau regulat la ceai, la nu mai știu pe unde mai mergeau ele. Și Da, da, era foarte tare faza. deci veniți la masterclass 1, să învățați lucruri noi, 2, să vă faceți prieteni mișto, și 3, să petreceți un timp foarte frumos cu toții, cu toți participanții. Iar pentru ascultătorii acestui podcast, oferim un discount secret. Vă rog să nu-l spuneți la nimeni decât la prietenii mișto. Veți putea găsi linkul evenimentului atât la mine pe Instagram, și la Andreea, și la Andrei, și pe pagina de Facebook Etiquette Training. Îl puteți găsi și pe Eventbrite, îl căutați acolo, Etiquette Masterclass, și la orice bilet pe care vreți să-l cumpărați, aveți un discount de 10% cu codul PODCAST10. Așadar, PODCAST10 doar pentru voi, ascultătorii acestui podcast, și abia aștept să ne întâlnim la Masterclass. Ok, hai să continuăm cu eticheta, să zicem, pe stradă. Am putea să discutăm până mâine despre gunoaie pe stradă și putem să despicăm firul 4, dar nu o vom face în acest episod. Cert este că e nevoie de educație, de schimbare de mindset și să consideri strada ca și casa ta. Dacă ne-ai arunca la tine sub pat ceva, n-ar trebui să alungi pe stradă. Și eu cred că copiii noștri vor fi cei care vor respecta asta. Ce văd acum pe jurul meu, nu dau Și vor și speranțe, dar învăța. Până la urmă, noi suntem responsabili pentru a educa generațiile care urmează după noi. Și
dacă acum mai poți să-ți ridici, să-ți ridici gunoiul de pe jos și n-ai făcut-o, când vei fi bătrân și tineretul îți va arunca o grămadă de gunoaie și de-abia te vei târșâi printre atâtea gunoaie pe stradă, atunci vei fi mai trist. Tineretul, în general, învață din exemplul nostru, nu din ceea ce noi spunem. Așa că e bine să ne responsabilizăm de acum, când încă țin șalele, să ne aplecăm după chiștoace. Da, uite, eu să fiu sincer, eu cred că cu exemplu tatăl meu nu mai am nicio șansă. Adică i-am spus, dacă îl văd vreodată, îi atrag atenția, dar am senzația că pur și simplu. Nu merge, trebuie să faci tu. Asta și apropo de puterea exemplului, și asta o să dea un pic în vasie ezoteric, na, cum vreți voi să-i spuneți, dar chiar se vede, mai ales și în ceea ce privește relațiile cu apropiații, energia pe care tu o degajezi prin ceea ce faci. Și ca un exemplu, în momentul în care eu m-am apucat să am activități antreprenoriale și să fiu foarte setat pe direcția asta, dintr-o dată, mai mulți membri ai familiei mele au început să devină și ei mai întreprinzători, fiecare pe direcțiile lor. Și ca rezultat, ce vă spuneam și mai devreme când ne coordonam în discuțiile pe WhatsApp, uite așa și mama mea acum are o monografie, știi? Adică și ea nu e ca și cum făcea asta înainte, dar energia pe care noi o degajăm, felul în care noi ne conducem viața și efectiv felul în care noi facem lucrurile, inevitabil vor influența pe cei din jur. Și cu cât suntem mai mulți cei care avem comportamente constructive, cu atât și efectul de cascadă va fi mai rapid, pentru că e o chestie exponențială, cumva. Da, așa este. Adevărul este că totul stă în puterea ta. Da. Poți să faci orice îți pui în minte și totul stă în puterea ta. E foarte interesant ce ai spus acum și sunt total de acord. Acum, haideți să mai sugestie. Dacă tot discutăm despre eticheta pe stradă, având în vedere că vine un sezon ploios, hai să discutăm despre umbrelă. Da, te rog, Andrei. Parcă, dacă țin bine minte, ai și scris un articol pe blog. Da, am scris un articol mai de mult, dar aici cu toții putem, cred, să contribuim. Și eu doar o să spun câteva și vă las și pe voi să facem așa un schimb de idei aici. Dar, în primul rând, lucru pe care eu l-am văzut și vreau să-l scot în evidență pentru cât mai multă lume, este să știm când și unde ne scuturăm umbrela. Deci, nu în încăperi, vă rog. Și... În birou după ce am ajuns. Da, da e... Nu. Știi cum e cățelul ăla care vine și-a scutură de ploaie de pe blană, știi? Și... Exact la asta mă gândeam și eu. Da, exact la asta mă gândeam și eu. Da. Și mai un aspect, iarăși, apropo de eticheta, efectiv, pe stradă, să fim atenți, mai ales dacă avem o umbrelă care nu se compactează, care poate nu poți strânge ca și lungime, când o purtăm, să nu o purtăm la sub braț și cumva la un unghi de 90 de grade față de restul corpului, pentru că riscăm să îi ghiontim pe oamenii din față și din spate și din lateral dacă ne întoarcem. Și de aceea vă recomand să duceți umbrela efectiv în mână, relaxată cumva, și dacă nu, să vă folosiți de cârligul umbrelei și să o puneți pe antebraț dacă e cazul, pentru că astfel evitați să vă puneți în situațiile în care cauzați accidente involuntar. Și uite, mai am eu ceva aici. Gândiți-vă că circumferința umbrelei e mai mare decât corpul vostru. Adică dacă mergi prin București, de exemplu, pe trotuar, și înghiși ce, pe trotuar în București sunt multe mașini, și nu mai ai în cap la un moment dat două persoane una lângă cealaltă când merg în sens opus, gândiți-vă că umbrela e mare și lăsați persoanele să treacă și lăsați loc liber să treacă. O regulă de bază aici, dacă îmi permiți, e persoana mai înaltă ridică umbrela ca să poată treacă persoana mai scundă pe dedesubt. Și la fel, umbrelele e mai simplu, pentru că are logică. Dacă o persoană e scundă și trece pe lângă tine și tu îl forțezi pe omul să ridice umbrela. Da, Andrei, am înțeles. Eu trebuie să ridic umbrela. Asta e, da, cred că toți am fost, oricum, problema cu umbrela, eu cred că și umbrelele astea ar trebui să fie pe mărimi, că totodată văd niște persoane super mici sau copii care vin cu o umbrelă de zici că este parasolar, cumva, este umbrela de gol. Nu, nu,
Stai că îți spun eu, la o mică, mică ploaie, câțiva stropi sunt acei oameni care își iau umbrela aia mare de Mai soare. mare, da. Adică sunt Și trec așa foarte hotărâți prin mulțime și se face loc în jurul lor. E o umbrelă mare, da. Cred că atunci când ne cumpărăm o umbrelă ar trebui să considerăm și mărimea pe care o avem noi puțin. Adică dacă ești o persoană mai mică de înălțime, eu nu mi-aș lua, de exemplu, o umbrelă care nu spun acum să ai umbreluța aia erau niște umbreluțe în filme în care și-o puneau decât pe cap și te acoperea decât capul, dar totuși să fim Măi, rezonabili. am o curiozitate, mi-a venit acum în minte, o dau așa spontan. Poți să fii, adică poți să-ți alegi cumva și umbrela să fii fashionable într-un fel sau altul? Adică știu că există mai multe tipuri de umbrele și mai multe modele, dar sincer să vă spun, eu până acum nu m-am gândit niciodată să-mi aleg o umbrelă care să potrivească cu ținută mai business, să zic. Acum nu știu dacă e neapărat o culoare, dar mențineți-vă totuși, nu cred că e cel mai elegant lucru de văzut când un CEO îmbrăcat la costum scoate o umbrelă cu Hello Kitty. Oricât de cute ar fi, ar fi un pic hilar. Păstrați totuși nuanțele și stați departe de logo-uri și de lucruri amuzante și de smiley faces și înțeleg că ploaia este sumbră și vrem să ne luăm un pic ziua, dar trebuie să fie un pic în concordanță. Dacă te aștepți să ai un business meeting și știi că vei apărea cu umbrela la restaurant, încearcă totuși să nu fie umbrela cea care te face să roșești. Aha, uite aici, întrebare. Unde-ți lași umbrela la restaurant? Unde îți lași Sau cum ar umbrela la trebui? restaurant? O iei, o pui la masă. Toată lumea o împachetează. O pui pe masă. De împachetat, ar fi bine să o împachetați, nu o lăsați. În restaurantele care sunt cât de cât ok, da, care se respectă, asta era ce vroiam să spun, este un spațiu pentru umbrele și puteți să vă lăsați acolo umbrela, fără grijă. Da, este un coș pentru umbrele la ușă. Este recomandat pentru că na, nu e plăcut să umbli cu umbrela, plus că e destul de dificil să o poziționezi, este udă, în fine. Dar dacă nu este coșul respectiv, vă rog să. Știu că în România se spune că acu să strice umbrela, că stă, că e udă. Nu o să se întâmple nimic cu umbrela pentru jumătate de oră, o oră în care tu stai la un meeting. Împachetați-o și puneți-o înapoi în husă și puneți-o deoparte. Nu o luați cu voi, nu mai scuturați toată ploaia de afară în restaurant și pe toată lumea din restaurant, că nu ați venit cu boboteaza, nu sunteți preoți să-i botezați pe toți din restaurant. Intrați elegant și încercați să faceți cât mai. Important este să închizi totuși umbrela înainte să intri în local. Nu o închideți când ați intrat. Asta cred că ține de bunul simț. Nici nu știu cum ai putea să intri cu umbrela deschisă, dar am mai văzut. Da, e complicat. Dar uite, mie îmi place când merg undeva să întreb, știi? Adică am o umbrelă. De obicei, la un restaurant, cineva te întâmpină la un moment dat. Te observă, dacă au un fel de recepție, e cineva acolo prezent și poți să întrebi unde îmi las umbrela, unde pot să-mi las haina, am o rezervare, mă conduceți sau merg singur. Eu cred că era o vreme când intram în restaurant și aveam senzația că trebuie să mă duc direct la masă și... Dar nu, 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 nu. Poți să stai liniștit și să întrebi aceste lucruri. Bine, în multe situații ți se spun fără să mai întrebi, dar dacă nu știi ceva, mai degrabă întrebi și întrebi personalul și te pot îndruma foarte frumos și nu trebuie să ajungi în situația să-ți ții umbrela la masă la restaurant. Da. Da. Acum. Haideți să vedem. Să revenim pe
Înainte, da, să trecem la tot, eu la un moment dat am făcut o postare pentru felul în care oamenii merg pe stradă, fie că e ploaie, fie că e vânt. Și era ceva cu trollerul? Și cu trollerul, da, uite cine mă urmărește. Sunt fanul tău pe Instagram. Mulțumesc, mulțumesc, Adrian, ce înseamnă, vezi, prietenii. Da, și țin să le specific pentru faptul că mai ales în orașele, și am observat asta în București mai mult decât în Dubai, pentru că în Dubai, pentru cei care ați vizitat, nici măcar nu există trotuar de mers pentru... Deci nu încercați să aveți speranța că ajungeți în Dubai și o luați la pas între clădiri. Nu se întâmplă lucrul ăsta, nu prea avem trotuare. Dar... în Europa sunt și trotuarele sunt foarte, foarte îngrămădite, foarte busy, toată lumea este grăbită, toată lumea vrea să ajungă undeva și mergem pe toate drumurile, așa, nu ne pasă, ne și enervăm când cineva e în drumul nostru, ai un fel de road rage, știi, că zici că ești în spatele unei mașini încete și te apucă nervii, așa și pe stradă, când mergi te apucă nervii, că stă cineva în fața ta. Și sunt metode, foarte mulți m-au întrebat unde ar trebui să, unde e locul de onoare, cum ar trebui să mergi, să nu te lovești de ceilalți. Am văzut foarte mulți studenți prin București care din prietenie, mai ales fetele, merg toate șase care au ieșit de la studii, merg toate de mână, pe linie. Pe linie, păi nu. Da, fată, pe cum? Nu se poate să lăsăm, este vorba că nu, no friend left behind. Trebuie să mergem toate în aceeași linie de mână. Și nu mai are lumea pe unde să treacă, pentru că nu poate să fie trotuarul cât pentru toată lumea. Încercați să nu mergeți mai mult de 2 câte 2, pentru că trebuie să permiteți oamenilor și să fiți atenți la oamenii din jurul vostru. În general, felul în care mergeți pe stradă trebuie să imite cumva traficul de mașini. Adică, cum merg mașinile? Dacă mergi înainte, mergi pe partea dreaptă. Țineți întotdeauna pe partea dreaptă. E important dacă aveți, pentru că asta ai văzut cu troliul, eu fiind stewardeză atâta timp, a trebuit să învăț cum să merg printre oameni fără să-i lovesc. E foarte neplăcut când cari un bagaj și lumea nu vede în spatele tău și se lovește de bagaj. Poți cauza chiar accidente, pentru că dacă tu ții mâna în spate și omul nu vede că tu cari în spate unde ta mai bagajul, când trece pe lângă tine se poate împiedica de bagaj. Adică trebuie să fiți conștienți de, mai ales prin metrou și cum mergeți pe stradă, în ce direcție țineți, încercați dacă aveți un bagaj să țineți cât mai departe de traficul oamenilor pe trotuar. O să merg în maxim dreapta, înspre unde este șoseaua, unde merg mașinile. Dacă face sens, sper că face sens cum explic. Asta este ceva foarte important. Acum, care e locul de onoare? Întotdeauna fi pe partea dreaptă. Din punctul meu de vedere, va trebui, dacă mergeți cu o domnișoară, mergeți la o primă întâlnire și aici probabil că băieții vor trebui să-mi spună da sau nu, țineți doamna sau domnișoara pe partea opusă traficului, în ideea că dacă tocmai a trecut ploaia și trece o mașină, atunci vă va stropi pe dumneavoastră, nu pe domnișoara. Este locul de respect, este vorba de respect și trebuie să vă spun că doamnele și domnișoarele acordă atenție acestor gesturi și întotdeauna am zâmbit atunci când bărbatul de lângă mine s-a tot mutat după o parte pe alta și am observat că intenția era ca eu să nu fiu în direcția traficului. Femeile acordă atenție la aceste detalii și arată că vă pasă. Arată că vreți să protejați persoana de lângă voi. Așa că asta înseamnă loc de onoare pe stradă. Și detaliile contează. Întotdeauna. Apropo de loc de onoare, da. Contextul business, aici mai e un aspect pe care să-l luăm în calcul, de exemplu, dacă, să zicem, tu ești cu șeful, îl tratezi ca și pe domnișoara. Da. Asta. Și dacă, de exemplu, să zicem, sunt doi subalterni și un superior,
subalternii încadrează superiorul în timpul deplasării. Asta e iarăși un aspect de luat în calcul, mai ales în contextul de business. Mă rog, fiecare pe unde ne plimbăm. Și trebuie să vă gândiți Da. până la urmă că face sens. Dorința este întotdeauna de a proteja. De asta se oferă locul de onoare. Când te așezi într-un restaurant, nu e vorba de reguli aici, este vorba de ce din comportamentul meu creează cea mai bună relație cu persoana respectivă. Fiecare gest pe care îl faceți spune ceva despre voi. Când eu mă duc într-un restaurant, nu o să mă așez prima pe locul în care are cea mai frumoasă vedere înspre ocean. Și pentru că te respect atât de mult și ești invitatul meu, te las să primești locul care am rămas, care se uită spre ușa la toaletă. Adică nu indică din ceea ce nu o să mai conteze că îți spun că ești atât de important și că ești oaspetele meu de onoare dacă eu în gesturile mele nu ți arăt asta. Și la fel și cu șeful sau persoana care este importantă și o să vedeți asta și în situații de protocol. Sunt întotdeauna așezați și întotdeauna este o explicație în spatele acestor reguli. De asta șeful este flancat cumva de doi subalterni, pentru că este vorba de protecție și este vorba de cui acord cea mai multă importanță. Și în aceeași idee, poate vorbi mai ușor cu amândoi sau poate primi informații de la Exact. amândoi. Gândiți-vă cum e să vorbești peste doi oameni. Da. Eu insist asupra aspectelor astea logice. Deci totul are o logică și trebuie să luăm logica și respectul în calcul. Ok, haideți că am mai făcut un episod interesant. Mie mi-a plăcut despre eticheta pe stradă. Probabil vom mai discuta, vom face și o parte a doua. Dacă v-a plăcut acest episod, dați un share la acest podcast, ajungă la cât mai multă lume mișto. Haideți să ne conectăm pe social media, pe Instagram, Facebook, LinkedIn, ne găsiți cu numele noastre, Etiquette Training, School of Manners. Nu uitați că pe weekendul 13-14 aprilie avem masterclass și ne vedem în episodul următor.